hit music playlist. Impulse. Louder. Non-stop hits. Hit after hit. Good vibe station. E ora 9 fix după ceasul meu de pe birou, că eu așa zic aici, de pe birou, da? Cel de pe computer mi-a arătat 8.59, e vremea știrilor, bună din aici. Ce faci, totul sunt? Bine? Da, cum sunt? Da? Ți-ai revenit, da? Gata, te-ai reintegrat. Așa, după o scurtă. Nu mă mai simțeam integrată. Da, ți-a fost dor de noi și nu ne-a fost dor gata, de tine. Gata, nu se mai pleacă. Nu se mai pleacă. Până de sărbători. Da, bine. Doamnelor și domnilor, urmează știrile cu Nadina Zisu. Am găsit din nou la știri, trei pacienți de la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni, județul Vaslui, au murit, iar unul se află în comă din cauza unei toxi-infecții alimentare. Totodată, zeci de persoane, între care și personal medical, au ajuns la spital după ce au mâncat pește adus de la o mănăstire. A fost deja activată celula de criză de la Ministerul Sănătății. Sâmbătă noaptea am putea avea parte de prima ninsoare în capitală, anunță meteorologii. Temperaturile scad sub pragul înghețului la sfârșitul acestei săptămâni. Prognoza meteo i-a pus pe șoferi în gardă, astfel că au fost cozi uriașe la montarea anvelopelor de iarnă. În urma probelor de laborator s-a stabilit că jandarmerița de la Brigada Specială avea în poșetă cocaină și MDMA. Foștii șefei tinerei spun că nu au avut habar despre obiceiurile acesteia. Tânăra se apără și spune că drogurile găsite asupra sa la un control de rutină nu îi aparțineau. O prietenă i-ar fi dat să-i țină niște bani, iar ea nu știa ce se află în interiorul bancnotelor, mai susține aceasta. Fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a fost eliberat condiționat cu 4 ani mai devreme. Asta pentru că pedepsele din cele 2 dosare în care a fost condamnat au fost contopite. Nichita fusese condamnat la 5 ani de închisoare pentru fapte de corupție și abuz în serviciu. Mai bine de jumătate dintre angajații români vor să-și schimbe jobul anul viitor, arată un studiu. Motivele variază de la salariul prea mic, lipsa posibilităților de dezvoltare sau mediul toxic de lucru, au răspuns angajații la un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Cea mai frumoasă locuință a anului este o casă din Corbeanca. Imobilul de pe malul lacului Laguna Albastră a câștigat locul întâi la gala premiilor anualei de arhitectură București. Armistițiul dintre Israel și Hamas ar trebui să înceapă astăzi la ora 10. Acest acord presupune încetarea focului de ambele părți, eliberarea a 50 de femei și copii israelieni în schimbul eliberării a 150 de femei și copii palestinieni din închisorile din Israel și mulți, mulți alți termeni. Acest armistițiu ar putea dura până la 10 zile începând de astăzi. Marea Britanie este lovită de o nouă tulpină COVID pe care experții în sănătate o numesc, cităm, nepotul lui Omicron. Această nouă mutație a virusului este acum dominantă și în Statele Unite ale Americii, arată datele Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Iar filmul Napoleon ajunge și în România. Producția biografică are avanpremiera astăzi, iar de mâine va rula în cinematografele din toată țara. Filmul este regizat de Ridley Scott și îl are pe Joaquin Phoenix în rol principal. Cam atât și la știrile orei 9. Sunt Nadina Zisu, ne auzim și un pic mai târziu. Dimineața pe 2. O să mă duc să văd filmul pentru că e unul din regizorii mei preferați, Ridley Scott. Riley Scott, cum zice Greg, da, vreau să nu să-l văd. E, cu siguranță e un film, un film bun ce merită văzut. Cred că o să merg și eu, Joaquin Phoenix mie îmi place mult, da. Da, am văzut știrile, mă rog, tragedia de la Vaslui. Doamne Dumnezeule, ce s-a întâmplat acolo, dar nu la mănăstire a fost problema, din câte înțeleg, cel puțin potrivit informațiilor pe care le avem până acum. Mâncarea ar fi fost contaminată ori pe drumul de la mănăstire către spital, ori la spital. Posibil, cu o travă de șoareci, da, pentru că la mănăstire nimeni nu a avut nimic, adică oamenii de acolo au fost
cât se poate de bine intenționați. Wow. Da, e, da. Nu, e clar că e o situație mai delicată, că a vorbit de o celulă delicată, de criză. Da, păi sunt la minister. 10 sunt la spital, 3 deja au murit, unul și el săracu e în comă. Da, este cumplit. Nu e interocolită micuță la exact, stomac, da, nu clar. E, da, da. Nu, da. Cum mai, fac, cum mai făceau sportivii la cantină pe vremuri, interocolită. Sau în Academia de Poliție. Aha, asta voiam să zic, da. De curând. De curând, da. Așa că atunci când un polițist este mai dur un pic cu tine și tu îl întrebi ce ai, domnule, ești constipat, el o să zică da. Păi nu te constipi, Grigore. Nu contează. Let me tell you, că am avut de două ori. Da, și eu zic să e fix invers. Și eu zic că e fix opusul. Să continuăm discuția pe această temă, dar nu, gata, ne oprim, vă rog frumos, imediat vine la noi în studio aici Radio Impuls și la Canal de 2 Amalia Năstase, președintele Fundației pentru Copii Ronald. Stați cu noi, avem multe subiecte interesante și multe discuții pe care le vom purta aici. Dimineața pe 2. Impuls. Enjoy the hits.